muzica care a produs cea mai mare cantitate de atei și de necredincioși este muzica corală a lui Bach, care s-a cântat în toate bisericile calvine și luterane și au ridicat generații de oameni care nici nu vor să mai audă de Dumnezeu. Nu acum, niciodată. Iar în bisericile adventiste din Germania, unde imnele creștine cele vechi, care se suprapuneau foarte mult și în limba română și în limba germană, erau aceleași cântări, cu câteva decenii în urmă, nemții le-au luat și le-au aruncat la gunoi și au făcut cărți de cântări numai cu corale în stil bahian. Și în câteva decenii, tinerii au clacat. Când te duci în bisericile lor, e plin de dobe, de jazz, de rock,